Și bine ați venit la Bistrițianul Live, sunt Claudia Andron și în această seară l-am alături de mine pe domnul președinte al Consiliului Județean Bistrița Său, Dradu Moldovan, care este în calitate de candidat din nou tot la Consiliul Județean. E o surpriză? Uh, că nu știu cum să o iau. Nu știu dacă e o surpriză, nu e o secret pentru nimeni. Am anunțat în 2020 că nu voi mai candida. Chiar am crezut că nu voi mai candida. În schimb, am făcut o greșeală atunci când am luat această decizie, că nu m-am consultat cu nimeni. Și după ce am vorbit cu mai mulți oameni, mai mulți oameni mi-au cerut, și colegii mei primari, să continui și atunci, sigur, părerea celor mulți era mai importantă decât părerea mea. Am luat această decizie împreună cu colegul și prietenul meu, Gabi Lazani, am fost validați, votați în unanimitate de către Consiliul Politic județean al PSD și validați în unanimitate de către Consiliul Politic Național și suntem amândoi, în mod oficial, candidați Gabi Lazani pentru funcția de primar al municipiului Bistrița și eu pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. Rămâne ca bunul Dumnezeu și cetățenii din Bistrița și din județul Bistrița Năsăud să fie alături de noi și să ne ajute pentru a putea să facem ceea ce ne-am propus să facem pentru ei. Spuneați, nu știu când, cred că atunci când ați candidat la ultimul mandat, adică la asta la care sunteți în funcție, așa că nu o să mai candidați. Între timp v-ați răzgândit și vreau să vă întreb acum ce n-ați făcut, domnule președinte, și mai aveți de făcut, că a fost Robert Sigartău miercuri seara pe aici, pe la noi, și nu era mulțumit deloc de activitatea noastră. Nu știu cum să nu vreau, nu vreau să fiu perceput ironic sau, mă rog, arogant, dar mă interesează puțin spre deloc de ce, ce spune domnul Robert Sigartău. Mă interesează foarte tare ce spun oamenii. Așa. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut, care oamenii le folosesc și care le-am îmbunătățit viața și nivelul de trai, începând de la infrastructură, infrastructură de sănătate, infrastructură sportivă, infrastructură culturală și toate celelalte lucruri care s-au întâmplat în județul Bistrița-Năsăud în ultimii 12 ani, dar mai sunt câteva lucruri de făcut, cum ar fi o legătură rapidă între Bistrița și Cluj, o centură oculitoare a municipiului Bistrița, un stadion de fotbal, un stadion de atletism, centru de radioterapie, reabilitarea și modernizarea secției de psihiatrie, reabilitarea și modernizarea secției de recuperare a Spitalului Clinic de Județean de Urgență Bistrița, de asemenea, finalizarea noi aripi a spitalului, reabilitarea și modernizarea clădirii vechi a spitalului. Mai mult decât atât, PSD vine de data asta în fața oamenilor, și asta era o datorie și un lucru pe care nu l-am făcut foarte bine ultima dată, cu un profesionist care a demonstrat acolo unde este că este un foarte bun manager, că știe să lucreze cu profesioniștii, că știe să administreze eficient banul public, că știe să organizeze o instituție și să o facă funcțională și cred că bistrița bolnavă, cu ghilimele de rigoare acum, administrația bolnavă a bistriței, are nevoie de un manager performant care a demonstrat împreună cu mine, pentru că amândoi am făcut lucrurile astea, în cei șapte-opt ani de când lucrăm împreună, că poate să facă cu bani puțini lucruri extraordinare și să aducă specialiști. Pentru că cele 170 de milioane de euro investiți în Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, în proiectele gândite de Gabi Lazani și echipa lui, și susținute de mine și echipa de la Consiliul Județean, au atras uh, circa 150 de specialiști noi, care fac foarte mult uh, bine oamenilor. Da, știu că spitalul este mândria dumneavoastră. Uh, vorbeați Noc. mai devreme de un parteneriat cu uh, Gabriel Lazanit. Uh, Totuși, Gabriel Lazani, dumneavoastră ați reușit să-i să faceți un transfer în, în PSD, pentru că ne-a spus, în 7 martie 2024 s-a înscris în PSD. Nu știu, cu vreo zi, două, înainte de a-și lansa Gabriel păi, uh... Sau 3, 4, nu știu, mă rog. Deci era un parteneriat așa în care Gabriel Lazani era acolo și făcea treaba și acum ați trecut într-un parteneriat politic. Nu. Nu? Nu. nu. Nu pentru că Gabi Lazani nu a venit în PSD să facă politică. El a venit în PSD că așa sunt procedurile pentru a depune o candidatură din partea unui partid. Trebuie să devii membru acelui partid, să accepți candidatura din partea acelui partid. Gabriel Lazani a venit cu experiența lui de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița să facă administrație profesionistă pentru municipiul Bistrița eu și PSD-ul, cu parlamentarii PSD, cu consiliarii PSD, cu primarii PSD, cu primul ministru al PSD, cu europarlamentarii PSD, cu cine vreți dumneavoastră, îi vom sta toți în jur să-l sprijinim, să facă și la primăria municipiului Bistrița lucrurile bune care le-a făcut la spital. Pentru că eu sunt încrezător și mai ales după aproape o lună de zile de mers printre oameni, am văzut o receptivitate și un mod extrem de pozitiv în care oamenii îl primesc pe Gabriel Lazani. Am rămas plăcut surprins să văd că este foarte cunoscut. Vi s-a cerut înainte, nu știu, de al o secundă, într-o secundă, termin într-o secundă și dacă Bunul Dumnezeu și cetățenii municipiului Bistrița ne vor da această șansă cu Gabriel Lazani la primărie, lucrurile o să arate altfel. Profesionist o să se schimbe fundamental în bine pentru că administrația nu se poate face ca un heirup electoral într-un ultim moment în câteva luni de zile doar cu tendința de a-i mai păcăli pe oameni încă o dată. Pentru că nu poți să te duci în 2020 să ai un program electoral cu 60 de puncte, și în 4 ani de, de zile, numarată... nu eu specialiștii, nu eu specialiștii. Și din cele 60 de puncte, să ai 4,5 puncte îndeplinite și doar să povestești frumos, să faci bla, bla, bla și la, 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 să iei proiectele lucrețul, să le faci ferfeniță, să spui că nu s-bune, că toate a fost un dezastru, dar să promovez pe urmă acele proiecte care nici în ziua de astăzi nu sunt cheate. Deci, în momentul de față, avem o administrație incompetentă care a distrus proiectele care erau, nu le-a finalizat, le-a stricat mai mult decât le-a rezolvat și care nu a venit cu proiecte de dezvoltare a municipiului Bistrița. Și eu, dator fiind acestor oameni pe care îi prețuiesc foarte mult, care mi-au dat încrederea lor și m-au votat de fiecare dată, aveam această obligație, înainte de a face pasul în lateral din administrație și politică, să vin în fața lor cu un om profesionist care poate să le arate că lucrurile pot fi făcute altfel, cu competență, cu seriozitate, cu echipă de specialiști care să facă din municipiul Bistrița ceea ce a reușit să facă din Spitalul Clinic Județean de Urgență. O unitate specialicească despre care nu se vorbea tocmai în cei mai frumoși termeni, într-un timp rezonabil scurt, în, în șapte ani de zile, chiar, chiar mai puțin. Știu, vremea... îmi aduc aminte de acest lucru și a fost unul dintre oamenii care ați reușit să mă faceți să decid că sănătatea este pe primul loc. Pentru că împreună cu Gabi Lazani am pus sănătatea pe primul loc și vrem să punem sănătatea municipiului Bistrița pe primul loc, pentru că sănătatea din spital, funcționarea spitalului, specialiștii, tot ce se întâmplă acolo, este lăsată de Gabi Lazani și va fi lăsată pe mâini bune și atunci eu îi rog pe concetățenii mei să dea Bistrița pe mâinile bune a celui care Dacă vrea să, să facă slogan, bine. Sloganul pe mâinile bune. care vrea să facă bine. Știți de unde a venit sloganul ăsta? Nu știu, da, din să ceea, mă că din ceea, ceea ce face? Să, să pun o întrebare și uh, Vă rog, că, ce scuze. A... Ați uh, acceptat să veniți la emisiune așa, într-o zi de vineri, uh, după masa, când eu sunt obosită și uh, se pare că nu mai am energie. Dar am un pic, acum mă remontez, mai au o gură de cafea. Și Și eu la... să iau o gură de apă, da? Și da, dumneavoastră luați o gură de apă, când începe bătălia, că e prea frumos aici, Bun, a prea O să -o vă rog să-mi permite așa. să vin mai aproape, ca a, așa, să... Așa, ca să Bun. înceapă. Să începem bătălia, vă rog. Uh, ultima dată când ați venit la emisiune... Ați fost chiar elegant când vorbeați de administrația domnului Ioan Turc. Vă reamintesc dacă cumva ați uitat că sunteți într-o coaliție. Cumva vă, vă, vă pupați, sunteți căsătoriți, dar nu vă pupați pe gură sau ceva de genul ăsta. Nu, explicați-mi și mie cum stă treaba asta, așa, și cum l-ați dat dumneavoastră, nu știu, pe. Eu adur pe Lazani. că până la urmă puteas, toată lumea zicea așa, că PNL-ul va sprijini pe Radu Moldovan la Consiliul Județean, că aveați dificultăți în a lua un nou mandat. Și uh, PSD-ul va susține pe Ioan Turc. Bun. Uh, ce nu vă place aici din ce am spus? Eu? Eu nu că nu-mi place ceva. Vreau să vă răspund la întrebări. Să fiu uh, politicos, așa. cu o doamnă, așa cum fac de fiecare dată. Da, uh, Da, într-adevăr, uh, Partidul Social Democrat este într-o coaliție de guvernare cu Partidul Național Liberal. Uh, am pierdut din această coaliție, dacă a câștigat România. Și eu cred că interesul României Domnul. și a românilor dar la este vici, mai important. Adică am o rugăminte. Știți că sunt un om emotiv și dacă mă tot întrerupeți îmi pierd ideile și nu vă pot răspunde. Sau... Și era eu, să eu, zic o nu chestie, dar nu vă pot, dar, pot dar, răspunde. Bun. au mai deci, îmbătrânit deci revin cu toții. Eu mai mult decât dumneavoastră, Ii, că dumneavoastră vin, în continuare arătați foarte pe, bine. Da, fiind tare mai... pe turnantă, stați liniștit că vă Deci, revin. România, așa. Bistrița, cetățenii A de noștri sunt cu mult mai important. s-a pupat cu PNL-ul. Nu s-a pupat cu PNL-ul, dar așa nu vreți vreau să se numiți lucrul ăsta. Ținut dar în brațe. Nu ne ținem nici în brațe, colaborăm și vă, vreau să vă aduc aminte că așa. fără PSD, la guvernare, cu criza energetică, cu inflația, cu situația din agricultură, cu măsurile sociale, era foarte... Sigur că, din păcate, memoria colectivă este scurtă, și uităm cu toții lucrurile, dar dacă ne ducem un pic înapoi, o să vedeți măsurile implementate de către reprezentații PSD în guvern, care au ajutat populația să treacă mai ușor peste situațiile de criză complicate. Dar aș vrea să revenim la Bistrița, da, așa, pentru la că Bistrița, suntem de ce la Bistrița, nu? de ce nu? Pentru că suntem la Bistrița, așa, nu? Da? Și oamenii sunt mai interesat sigur, să, de vadă, Bistrița, să afle da. de la noi lucruri vine... despre Bistrița. De la ară... începuturi... De așa. La începuturi nu a existat niciun fel de colaborare politică între PSD și PNL. Noi am avut o majoritate în Consiliul Județean cu Partidul Mișcarea Populară și Partidul Național Liberal a avut o majoritate cu USR-ul, cu Peru și cu cine mai este majoritate la municipiu. Domnul președinte al PNL a votat împotriva colaborării între PSD și PNL, Celălalt domn al dumneavoastră care și-a făcut un titlu de glorie, un titlu de glorie că el este luptătorul împotriva PSD. Domnul Florean? Nu, nu. Un alt domn pe care l-ați pomenit. Care, care luptă cu PSD-ul și era să cadă din autobuz cu ghilimele de rigoare la Beclean să ajungă să-și facă poză cu domnul Ciolacu, pe care îl pomenește tot timpul. Nu există în momentul de față nici un fel de colaborare politică între PSD și PNL. Am văzut, deși eu n-am fost la ședință, dar colegul meu a susținut lista comună, care a reprezentat organizația PSD, lista comună între PSD și PNL la, la pentru Euro, alegerile europarlamentare. europarlamentare așa. Colegii noștri au votat împotriva unei colaborări cu PSD. Noi am luat tax și respectăm acest lucru. Legat de toate discuțiile de care dumneavoastră deci ați cum, vorbit, le -am auzit de la eu. europarlamentare sunteți împreună? Ați votat pro pe lista Noi aia. am votat pentru lista aia. Colegii Așa. noștri au votat împotriva, împotriva. acestei colaborări. Așa. Că, sigur că o majoritate covârșitoare și din PNL și din PSD au aprobat și avem, vom avea listă comună. Și cred că stabilitatea României este mai importantă decât orice interes politic. Revenind la Bistrița, în momentul de față și eu am auzit, sau oamenii apropiați mei mi-au spus că de ceea ce se de... discută în piață. Au fost piață, articole în presă. De ce se discută în piață, cum că eu aș fi făcut înțelegeri și blaturi și așa mai departe, lucru da. care cred că s-au încheiat odată cu lansarea candidaturii domnului Lazanii pentru funcția de primar. O colegă de-a dumneavoastră de la Bistrițanu m-a sunat zilele trecute că cei de la Liberali au lansat în ETER, un zvon sau o bărfă, cum că eu m-aș fi înțeles cu domnul Turc să-mi pun un candidat slab pentru președinția Consiliului Județean și o să-i pun dânsului un candidat slab pentru primăria Municipiului Bistrița sau că nu o să-l mai susținem pe domnul Lazani. Aici, și că în nu fața, mai intră domnul aici, Lazani. În era fața, da, așa. Aici, în fața oamenilor, am dezmințit și în fața colegii dumneavoastră și am a menționat exact ce am spus în ziar. Și mai spun și aici odată că domnul Lazan este un candidat redutabil, care eu cred că îl va învinge în alegeri cu sprijinul dumneavoastră și a bunului Dumnezeu pe domnul Tur, și că după ce domnul Lazan va ajunge la primărie, veți vedea că lucrurile nu o să mai fie făcut de pompieristic, că o să fie decongestionat traficul, că o să fie o. Un om care o să vă asculte pe fiecare și o să găsească soluții pentru fiecare problemă. În momentul de față, domnul Azani, împreună cu echipa de la Municipiu, sunt zi de zi între oameni de trei săptămâni, au cules marea majoritate a problemelor cu care se confruntă concetățenii noștri și, împreună cu specialiștii, vor produce un program de guvernare locală. Pe care Gabi Lazani, împreună cu echipa lui de consilieri, vor veni și o vor uh, prezenta. Pentru că avem nevoie de un primar care să fie foarte bun manager, care să știe să gestioneze resursele care nu sunt puține, pentru că Bistrița nu este un oraș sărac. Oh, pentru nu. că Bistrița are o economie funcțională, cu companii foarte serioase, cu oameni foarte serioși care își plătesc taxele și impozitele, dar e nevoie de un om cu viziune. Un om care știe să facă ordine în instituția pe care o conduce, și Gabi Lazan este astfel de om pentru care girez. Și îmi pun toată cariera mea și toată munca mea publică de 24 de ani în spatele acestui om și voi sta alături unde va vrea el. Dacă vrea să stau mai în stânga, o să stau mai în stânga, dacă mai în dreapta, mai în dreapta, și împreună cu specialiștii de la Consiliul Județean, cu colegii noștri din guvern. Vom aduce alături de el toată experiența noastră, care împreună cu experiența lui va face din orașul Bistrița un loc în care toți să-și dorească să trăiască și cei care ne vor vizita să dorească să revină sau chiar să se mute în municipiul Bistrița. În concluzie, nu există niciun fel de blat. Eu am colaborat instituțional bine cu domnul primar turc. Nu avem niciun fel de colaborare politică, ne ducem în alegeri, eu m-am comportat toată viața mea civilizat și o să mă comport în continuare civilizat. Oamenii sunt cu mult mai deștepți decât cred mulți politicieni despre ei și eu sunt convins că oamenii din municipiul Bistra, din ceea ce văd în fiecare zi pe teren, așteaptă cu nerăbdare o schimbare. Partidul Social Democrat este pregătit să ofere oamenilor un profesionist desăvârșit, un creștin, un familist convins, un om care are deja experiență de a menegeria lucruri complicate și instituții complicate pentru că Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița are circa 1600-1700 de angajați cu o problematică foarte complexă. În plus față de asta, că cu această ocazie aș vrea să le răspund și oamenilor care sunt îngrijorați că domnul Lazani pleacă de la spital la primărie, mulți oameni care nu l-au cunoscut foarte bine credeau că este medic, Gabi Lazani este economist și specializat în management. Poți să fie oameni care să credă că Gabriel Lazani este da, -am medic. Da, m-am întâlnit oameni pe stradă care mi-au spus, oameni mi-au spus mie pe stradă, domnul Moldovan, Dore nu mai bine să lăsați pe domnul doctor Lazani la spital și să puneți pe altcineva și i-am explicat unei doamne drăguțe, foarte politicoase, că domnul Lazani nu este doctor și unul, alegerea lui Gabi Lazani ca primar va ajuta foarte tare sistemul de sănătate și spitalul. De ce spun asta? O treime, o treime din locuitorii din Adresările pacienții la, din la, pacienții Spitalului, Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, sunt locuitori ai municipiului Bistrița. Nici pe vremea Lucrețu, nici pe vremea actualului primar, primăria n-a vrut să sprijine spitalul. Cu Gabi Lazanii, care știe ce înseamnă sistemul de sănătate, sistemul de sănătate va avea de câștigat. În plus față de asta, știm ce aglomerație este la UPU ce lucru se pot face cu medicina de familie Eu, și sunt, prez, convins, sunt, de la convins, la sunt convins că Gabi Lazani va ști că pe lângă a deveni și primăria partener, împreună cu Consiliul Județean a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, va putea să ducă cu experiența lui medicina primară generală și să sprijine medicii de familie. În activitatea prespitalicească pe care ei trebuie să o facă. În plus față de asta, sportul. Gabi Lazan este un mare iubitor de sport. Un fan chiar mai înrăit, chiar mai înrăit decât mine a echipei de handbal, dar și a fotbalului și a celorlalte sporturi. Și așa cum se întâmplă aproape peste tot în țară, unde primăria și Consiliul Județean sunt în parteneriat în toate proiectele bune pentru comunitate, fie ele culturale, fie ele de sănătate, fie de infrastructură, fie de sport, cu Gabi Lazani la primărie, îi asigur pe concetățenii noștri că lucrurile vor trece într-o altă etapă a performanței și a lucrurilor bine făcute, cu mâini bune și responsabile. Pentru că odată Gabi Lazani și primăria venit alături de Clubul Gloria, Copiii noștri, nepoții noștri vor avea condiții și mai bune să facă sport și vom lua de la tablete, de la riscurile substanțelor nepotrivite de sau din alte răbuși? zone. De ce Pentru că am țipat de bucurie și am mai strigat și la arbitri, trebuie să recunosc okay. la meciul Gloriei cu Universitatea Alba Iulia, deci, pentru că echipa noastră de, de fotbal, fost la fotbal de, la trei, la... de la 3, de la 3, de la 3 am fost la stadion cu câteva mii de oameni care iubesc fotbalul. Și m-am bucurat alături de suporterii de fotbal de victoria echipei Gloria, care este pe primul loc în play-off, cu șanse reale de a promova în Liga 2 -a și cumva să aducem și satisfacție iubitorilor de fotbal, care pe bună dreptate m-au criticat că am neglijat fotbalul prioritizând handbalul. Nu l-am neglijat. Mai fotbalul nu, decât handbalul? 100% da, dar mă bucur că avem fotbal, avem și fotbal feminin și fotbal masculin. Avem 5-600 de copii care fac sport la Clubul Gloria. Pe urmă, nu, la pic, sănătate, azi, pe urmă azi, la no, cultură. No, no, la azi, cultură, stați pauză, un pic, că chiar termin. Ratat chiar chiar și termin. cu jeep pe care l-ați dat de la chiar, Consiliul Județean și n-ați urmărit știrile din distriția chiar, la chiar, chiar termin. Am lipsuri, nu sunt într-un om perfect. La cultură, în momentul de față, există activități care sunt cumva la concurs sau suprapuse ale Centrului Județean pentru Cultură și a Centrului Cultural Municipal. Eu cred că nu trebuie să mai întâmple lucrurile astea. Și că trebuie să avem un activități. Talent, com nu numai asta, și activități complementare. Nu folosim resursele publice pentru aceleași tipuri de activități. Dacă la Centrul Județean pentru Cultură, conform legii, trebuie să promovăm tradiții, folclor, să facem alte lucruri, cred că la Centrul Cultural Municipal trebuie să venim cu activitățile de cultură urbană, cu alte lucruri. Și vă asigur și pe dumneavoastră și uh, filmarea și emisiunea, dumneavoastră va rămâne martor că împreună cu Gabi Lazani și cu specialiștii din echipa lui de la primărie, cu mine, cu Consiliul Județean, cu specialiștii de la Consiliul Județean, în primele momente după alegeri ne vom așeza la masă, vom armoniza toate proiectele și programele, toate prioritățile și împreună cu colegii noștri parlamentari, cu ministrul Bogdan Ivan, cu deputatul Suciu, cu primarii din județ, cu doamna secretar de stat Monica Săsărman, cu toți, după ce ne așezăm, ne stabilim targeturi, ținte, obiective, în funcție de ceea ce oamenii vor solicita, le prioritizăm și vom veni cu o foaie de parcurs care oamenii să poată să o urmărească de la A la Z. Revin! E Pace nevoie mare am... Așa. de bistrița pe mâini bune, pe mâinile unui om da. vrednic, familist convins, născut și crescut în bistrița. Eu sunt născut și crescut în Chintelnic, foarte unde am fost astăzi. Sunte de Gabriel Lazani. Simt, îl cunosc foarte bine. Am îl cunosc întreb, foarte bine, aici, îl prețuiesc foarte bine. Dar cerut lumea va. până să, nu știu, să-l nominalizați. Cum, cum e povestea? De unde vine asta cu Gabriel Lazani, candidat de la oameni, uh, candidat, uh, de la oameni și din studiile sociologice? Au fost foarte mulți oameni și oameni simpli și oameni din media și oameni din mediul de afaceri și oameni din cultură și oameni din sport. spus domn' președinte, ați făcut lucruri la spitală, sunt linii dreapte toate astea. De ce nu-l rugați pe Gabi Lazani să se ducă în partea cealaltă și să facă lucrurile bine și în partea cealaltă. Pentru că în momentul de față spitalul, sistemul de sănătate e pus pe roate, este funcțional, sunt lucruri care mai trebuie corectate, dar este timp pentru asta și el are capacitatea asta de a lucra cu specialiști, cu profesioniști. Da face echipe, cred că da, un, un, gândiți-vă Gândiți-vă ce înseamnă să lucrezi cu circa 200 de medici sau 230 câți acum? A? De orgolii, că nu știu dacă știți ce e Poate nu sunt chiar 230, medici. că sunt vreo 300 de, 300, de, orgolii, da. de orgolii la 230. Da. Și să ai capacitatea să știi să-i asculți pe fiecare, să-i lămurești, să discuți cu ei și să-i iei toate părțile bune, și să le pui în folosul comunității. Are această capacitate, cred că s-a născut cu ea, e un bun ascultător, un om foarte ordonat și exigent, care știe să-și facă ordine. Pentru că în primăria municipiului Bistrăța sunt vis... Nu știu, se entuziasmează, stă, ascultă și după aceea le judecă. Are așa un, un fel de un înțelept, să zicem, care stă, le ascultă și după aceea ia, ia deciziile. Nu le-am văzut da. de multe ori să se entuziasmeze. Haideți până faceți o pauză vocală și mai luați o gură de apă să vă spun ce văd că nu știți dumneavoastră că se întâmplă la UPA. Au scăzut timpii de așteptare din, de la 1 martie. Am făcut emisiune chiar miercuri asta cu domnul doctor Tudor, șeful serviciului Opus Murd și a intrat pe traseu mașina, jeep dat de uh, dumneavoastră de la Consiliul Județean Spitalului și mă rog serviciului Opus Murd. Cu echipaj medical, deci chiar în timpul interviului noi am prins cum a venit uh, misiune și plecau uh, chiar în partea de sus a orașului Și ne-a explicat domnul doctor Tudor că uh, astfel echipajul care până acum stătea la pompieri stă în și... Uh, Rezolvă cod, cod, codurile cele mai banale, adică cod, sper să zic bine, codul verde, care, alea care nu-ți codul roșu sau codurile acelea importante de, de intervenție. Și așa au ajuns medicii să se bată pe pacienți, nu-i Acum nu se întâmplă când serviciul este aglomerat, așa 100 de consulturi în 12 ore. Dar. Ajunge să intre pacientul și să se lupte medicii între ei. Mai este încă o chestie: că fiecare medic sau fiecare pacient care ajunge la UPU are un medic alocat și știe cine va avea grijă de el. Dar echipajul de pe mașina Jeep, acela rezolvă cazurile ușoare care ajung în UPU și nu au nevoie, nu știu, de stabilizare, de alte chestii unde trebuie să fie un medic care să urmărească parcursul bolnavului pe câteva ore. Deci s-au îmbunătățit timpii acolo, să știți, domnul președinte. Dacă știam lucrul ăsta, dar încă este o adresabilitate mult prea mare pentru unitatea de primiri urgență. Păi tocmai ne-a zis doctorul cazuri... Tudor că nu, nu mai ajunge, a rămas mic serviciu de primire urgență, trebuie mai mare șansă de a Da, dar și, iar și rău... dacă o să vă uitați la cifre, cum arată de la an la an, o să vă minunați. Ibi, e o altă minune a lui Dumnezeu pe pământ și Gabi ne-a avut inspirația necesară să aducă specialiști, să știe să lucreze cu ei e, și eu cred că Nu știu și să Tibi le dea Tudor, mână, mână liberă fără discuție că trebuie să, implemente... să știi cât să le dai mână liberă cât să nu le dai prea liberă deci lucrurile de la moment la moment de la om la om dar o instituție extrem de complicată, cred că cea mai complicată din județ de la noi, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița nu mi-a creat nici o problemă de șapte ani de când Gabriel Lazan este managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. În schimb, de fiecare dată l-am văzut lucrând în echipă cu colegii lui din colegiul director, cu șef de secții, cu asistente șefe, cu infirmiere, cu brancadier, cu bolnav, cu cine vreți dumneavoastră, de fiecare dată în comunicare directă, adunând probleme analizându-le și venind să-mi propună soluții. Extinderea OPU, o secție nouă, modernizarea secției de pe Alba Iulia, modernizarea secției de pe Ghinzi. Haideți, domn președinte, să încercăm să creștem condițiile hoteliere ca să putem să facem pe Alba Iulia o zonă care să o putem folosi în situații de pandemie. Să avem uh, rezerve, să avem baie în fiecare cameră ca să putem izola pacientul cu o boală infecțioasă transmisibilă. Am luat pneumologia de pe ghinzii pentru că era o specialitate înfrățită cu infecțioasele și cu derma. Avem 100 și ceva de locuri acum pe Alba Iulia și, Doamne ferește, dacă va fi o situație, nu mai trebuie să blocăm spitalul și bolnavii cronici și oamenii cu alte afecțiuni să nu poată să meargă acolo. Revin, și oncologia este mult mai Revin, cu, acolo riscul, pe revin aceea. cu riscul de a plictisi. Şi, uh, vă spun, nu există în momentul de față un om mai pregătit și mai doritor să facă bine pentru municipiul Bistrița. Și eu, întreaga mea experiență, toată echipa cu care lucrez, vor fi alături de Gabriel Lazani, care va aduce un management profesionist, echipă de profesioniști, viziune și nu rup. Deci noi acum avem o hairup. Chiar voiam să vă întreb cum, caracteriza, tot... cum caracterizați uh, mandatul lui Ioan Turc. Uh, primul slab. mandat, uh, nu știu dacă. Foarte va fi slab, urmă. foarte slab, să nu de reușești în patru ani să închizi proiectele care erau licitate și contractate în urmă cu patru ani. Nu mai vreau să mai spun mai multe lucruri pentru că păi, oamenii de ce? Văd nu vreau să spun pentru să că, că nu vreau eu să fiu. V-ați întrebat? V-am spus foarte slab. Și cetățenii municipiului Bistrița vor avea în 9 iunie în față un om care a vorbit foarte mult și n-a făcut nimic. Și nu vreau să spun cuvântul care definește această poveste. Și un om care a făcut foarte multe lucruri și are disponibilitatea cu expertiza lui cu sprijinul nostru și al specialiștilor, să vină, să facă bistrița bine. Rămâne ca cetățenii să dea bistrița pe mâini bune, pe mâinile lui Gabriel Lazani, care a arătat că știe cum, că poate, și are cu ce să facă performanță. Să vă spun eu, că văd că nu sunteți la curet, că domnul Turca a început și niște proiecte. Are pasajul ăla început de pe Decebal, are o grădiniță, Pasaj? acum a început da. Corbura, mă rog. ce lacul. Scorbura se zice în ultima vreme. Cărcotașii, da. 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 și mai zic scorbură a... A... și linca cu melegarul, asta. cum a lucrat Deci ce mi-a sfurat chestia? Uite, da, Așa mai fac ziariștii, Că, mai ce Păi bune, dar chiar asta vreau să spun. Așa. Adi linca, la chestia aia cu melegarul, deci, deci nu a râs ui, cu lacrimi nu, și nu, a, a fost bune, Deci aia. nebunia de pe lume, o definiție uh, perfectă. Pe așa lucrat uh, atunci sub uh, celofan, da, ca Mă aduc aminte că în spatele grajdului în pe gunoiul de grajd care se punea acolo, cred că ținea și căldură și ăsta și se punea da, pământ da, 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 și asta, vreau, puneau, mama mea angre... cu bunica mea punea, puneau, cum taică-mi punea patru Răsadur, scânduri așa așa da. astea și se făceau răsaduri pe mm -hmm. melegar. Și într-adevăr, ca să noaptea în primăvară era mai rece, să acopereau ca să aibă celofan, temperatura, da. da, să încolțească și să crească da, lucrurile astea. E important, oamenii sunt inteligenți, văd ce se întâmplă Bistrița. Bistrița e un oraș nefrecventabil astăzi. Alandala, Murdar, Știți șantiere, șantiere, acum șantiere, șantiere necoordonate, nu știe stânga Asta că... de dreapta, uh, nu, am început în toate părțile și n-am terminat nicăieri, uh, creând un deranj insuportabil pentru cetățeni și eu sunt convins că oamenii știu ce au de făcut pe 9 iunie și din ceea ce vedem în fiecare zi, în discuțiile cu ei, Bistrița se pregătește să intre pe mâini bune al lui unui profesionist, gospodar, creștin, familist, iubitor de bine, care va susține și sportul, și sistemul de sănătate, și cultura, și care are dorința arzătoare în a le arăta omilor că lucrurile pot fi făcute mai bine. Cum ați, ați spuneați că oamenii v-au spus de-a lungul discuțiile cu Lasani la Zanila primărie, cred că au apărut de vreo câțiva ani. La, oricum, la ultima tură de alegeri, sigur, erau la, discuțiile... La ultima emisiune ați purtat o discuție cu el și el v-a devoalat sau v-a spus. Că am purtat o discuție cu el și atunci. Că auzeam foarte mulți oameni care îmi spuneau. Dar, da, cum că ați cred privit ar Asta voiam să vă întreb. Cum ați privit ideea? El era manager la spital, atunci, erați, atunci, erați într-un tandem atunci, și acolo foarte bun în da, care vă înțelegeți. Atunci aveam perfect. foarte multe lucruri, începute la spital, care erau abia la nivel de idee. Și am avut o discuție cu el și l-am întrebat: da, el -a spus Îți atunci, dorești da. foarte tare să candidezi, nu neapărat. Și cred că ar fi mai bine să rămân la spital și să fac lucrurile. Am redeschis discuția asta pe parcursul celor patru ani și am avut o discuție foarte serioasă pe subiect, cred că anul trecut, sper să nu greșesc, și de acolo încolo am început să facem demersurile, demersurile necesare. Nu m-am grăbit nici foarte tare cu toate lucrurile astea, că nu știam care vor fi deciziile politice la nivelul coaliției. Pentru că nu vreau să-l iau, să-l pun într-o postură, ca pe urmă să trească să-l retrag. După ce m-am asigurat că vom avea libertatea. Adică să v ați alege... dorit foarte mult să intrați la bistrița PSD-ul cu Lazani? Eu? Da. Foarte, foarte mult, pentru că cred în el. Îl cunosc și pe el pe nevastă sa și pe fiul său, și pe taică său, și pe frate sau, și pe soră sa, și pe, pe, ce... pe mama sa, Dumnezeu să o dignească, am cunoscut-o, îi cunosc familia, îi cunosc prietenii, este un om dintr-o bucată. Și un om care își asumă. Nu este bla, 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 la, 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 nu știu ce, vorbești frumos, zâmbești, nu faci nimic. Concret. Omul ăsta nu povestește. Nu, nu, e povestitor. nu există că nu faci Eu uh, nu da, știu dacă ați văzut nu Contul, nimic, de, tic, nu contul nimic, de TikTok nu, nu, retrac, Are niște retrac, filmulețe atât de faine Concret nu, concret, nu. concret concret, Să ai 100 de milioane de euro Și o multitudine de proiecte așa. Pe care înțeleg că Cu anumite lucruri n-ai fost de acord O să înțeleg Dar într-o jumătate de ani le modifici da, termine termini le recepționezi pute... Și nu ții oamenii patru ani într-un șantier, într-un praf, într-un dezastru, nu le termin la timp, nu o să stea jurnalistă. Eu cred că și consilierii PSD, puțin de sămânță, că sunt prin Consiliul Local, adică nu l-a încurcat nimeni pe domnul primar, a avut o majoritate largă să-și implementeze toate politicile și viziunile. Nu știu câți bani va trebui să plătească Bistrița din bugetul bistrițenilor, penalizări și finalizarea lucrărilor care trebuie terminate până în 31 decembrie 2023. Dar va trebui și dumneavoastră ca jurnalist să vă informați, să informați cetățenii și consilierii ceilalți ar trebui să ceară... Păi nu, a... ni s-a prezentat să... la sfârșitul anului trecut, cum că s-a mai obținut o derogare, sau nu știu cum, da, doamne, iartă, Da, pentru iertă, finalizarea proiectelor, Așa? o derogare, dar trebuie să le finalizezi din bugetul propriu, lucrările pe care le-ai terminat. Bun, dar ce știu eu, și am întrebat asta în conferința de presă a primarului antor la care am fost, că dacă ar fi proiecte noi din fericire sau din nefericire, ci că nu-i cazul pe exercițiul ăsta financiar, nu avem proiecte uh, noi, astea ar fi blocate să acceseze sumele dacă nu s-ar fi încheiat uh, proiectele deci, pe exercițiul financiar deci, trecut. În momentul de față, în momentul de față, nu este pusă în pericol finanțarea multianuală în următorul exercițiu financiar. 2021-2027. Deci noi suntem în 2024 deja. Dar Proiectele trebuie finalizate, partea de lucrări care n-au fost finalizate, din bugetul propriu al primăriei, pentru că dacă nu le finalizezi, trebuie să dai toți banii înapoi. 100 de milioane. Toți de banii înapoi. Dacă nu le finalizezi în termenul discutat, cred că în cursul anului 2024, nu 100% sigur, cu resursele tale. Mâine mai devreme, la începutul de emisiunii, am prins eu ideea, bine, voiați să insinuați cumva că Ioan Turc a lungit intenționat termenele pe șantier ca să termine înainte de alegeri? Nu știu. Nu știu, nu pot să spun lucrul ăsta, nu știu ce viziune are, ce strategii. Nu suntem apropiați să știu, să, sau măcar să bănuiesc ce gândește. În schimb, neterminarea lucrărilor. Aduce două lucruri o, grave. Stați că am Aduce ceva. două lucruri grave. Așa. Disconfortul cetățenilor peste tot pe unde lucrurile nu sunt finalizate și costurile pentru lucrările care erau prinse în proiect și nu au fost făcute până la 31 decembrie, finanțarea din bugetul propriu acestor costuri. A, ați zis că ați avut o colaborare foarte bună cu Iantur, da? Am spus bună. Bună, mă rog, așa. I-ați dat parcarea asta de aici, de, la, de lângă Consiliul Județean, din spate de la muzeu. Da. Așa, ce s-a întâmplat? n știu să vă mai spun, dar am avut o discuție cu cei de la ADR Norvest. Parcarea este vitală. Noi am rezolvat problema terenului, am plătit de la Consiliul Județean, din bugetul Consiliului Județean, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, absolut tot. Primăria Bistrița pe axele de mobilitate urbană și de regenerare urbană este eligibilă pentru a obține o astfel de finanțare. Era două variante de lucru, să, asoci, să facem o asociere între Consiliul Județean și Primăria Municipului Bistrița pentru construcția acestei parcări. Domnul primar a ales varianta de a o face primăria. Și atunci eu nu am orgolii, nu vreau neapărat să fie făcută parcarea de către Consiliul Județean. Am avut această discuție și am procedat la transferul. Acum cât timp? Cred că un an plus minus, acum nu știu exact, dar oricum în anul 2023, dar nu știu dacă primăvară spre vară, dar sigur lucrurile astea se regăsesc în, deci era cu toate în actele. hotărâri de consum. Bineînțeles, bineînțeles, cu absolut tot pregătite pentru a începe lucrările. Nu știu ce s-a întâmplat cu polivalenta, ea, dacă eram, eu, eu astăzi am luat-o, mâine dăm de drumul la o licitație cu clauză suspensivă, pentru execuție, Ce Înseamnă aia cu că poți să faci fără să ai finanțare. A, cum Făceam a făcut Becleanu, spitalul și spitalul a făcut Și tăi. spitalul da. l-am făcut noi tot așa, și drumuri, și multe da. altele. Și câștigi timp câștigi timp pentru proceduri de achiziție, care uneori durează un an, doi ani de zile cu contestații, până în paralel lucram la depunerea proiectului pe fonduri europene aveam terminată licitația. Când semnam contractul de finanțare, dăteam ordinul de începere și se începea execuția. Nu știu dacă primăria, vă mărturisesc că nu s-a informat, dacă primăria a făcut acest lucru, dar el trebuia făcut pentru că câștigai timp. Și oamenii, gândiți-vă că până la finalul anului, domnul Tur trebuie să dea drumul la axe și să desfințeze toate locurile de parcare. Nu știu cum o să arate orașul, și ce o să se întâmple. Că le-a amânat, în momentul de față, oamenii parchează peste tot, n-a găsit, găsit soluții, dar n-a găsit soluții. Primul lucru Și pe care... la un scandal lucru, de la un loc de parcare. Primul lucru pe care trebuia să-l facă un administrator profesionist, începând cu anul 2020, era locuri de prioritate zero. Zero. Câte locuri de parcare se desfințează? Unii zic că 2000, alții că 3000. Eu nu știu că zic proiectele exact PSD-ului le-a desfințat, ale primarului Crețu. Proiectele PSD-ului e... Trebuia să le iei să le îmbunătățească, dar trebuia să facă parcări, pentru că dacă era Crețu, Crețu trebuia să facă parcări. Dacă era Grigore, Grigore trebuia să facă parcări. Pe domnul primar îl cheamă altfel. Dânsul trebuia să aibă prioritate zero problemele cetățenilor. Care este prioritatea zero astăzi? Parcările. Prioritatea doi. Centura. Astea sunt două priorități zero ale locuitorilor municipiului Bistrița. Astăzi tinerile mame, bunicii, nu mai au cum să-și ducă copiii. De la școală acasă, de la acasă la dansuri, de la dans la sport, de la băsta la pian sau. Bistrița este blocată. Cam și, la orice oră. și. O... Șase trebuie jumate să te pe uiți. Bulevard, să te o, adică 18.30 era un trafic infernal pe bulevard. Gabi Lazani, împreună cu colegii mei, trebuie să vină cu soluții la problemele oamenilor. Oriunde te duci pe stradă, apare această problemă. Și atunci, cele 300 și. 20-40 de locuri de parcare în parcarea ecologică, clădire verde, cam noi am făcut proiectul, și pe cerințele Uniunii Europene și a ADR-ului pentru a opția, putea de obține. Asta de proiectul de parcare, de frumos, 4 patru nivele, patru nivele, în ierbate, cu platformă sus, deci e un proiect futurist a anilor 2024. Și el, ne-am consultat în permanență cu specialiștii, și clădirile verzi, clădirile eco au prioritate la finanțare. La finanțare, la da. La finanțare. Da, da, da. Și atunci, lucrul ăsta s-ar putea să fi întâmplat, nu știu, dar sigur, într-o conferință de presă sau într-o întrebare, putem afla dacă primăria a scos cu clauză suspensivă la licitație pentru a reduce din timp o parcare care este prioritate zero. Am văzut că se fac parcări pe undeva pe lângă apă, unde, nu știu, dar problema este în oraș și avem hotelul Corona, hotelul Bistrița, Inspectoratul General, Camera de Comerț, Direcția de Finanțe, Consiliul Județean, Prefectura și toate astea într-un areal foarte mic și rezolvai o mare parte din, din probleme cu această parcare care eu cred că uh, Gabi Lazani o va face într-un timp foarte scurt. De polivalentă, ce putem să, să înspărcați? Am mai avut gălșeavă și de polivalentă. De asta de aici, din parc. Păi, V-a cerut domn primar, păi, de nu, 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 mă un primar, imperativ, vă să eu predați. Păi nu, eu predau că nu e a mea. E a Agenției Așa. Naționale pentru Sport. Așa. Noi avem sute de copii care își desfășoară activitatea atât cea de pregătire de antrenamente, cât și oficială în sala polivalentă din parc. Au fost foarte multe probleme acolo cu utilități, riscam, nu era curent când trebuia să fie competiție, am cerut Consiliului Județean să solicităm Ministerului să transfere această polivalentă, să avem grijă de ea, să o reabilităm, să o reparăm, să o îngrijim. Între timp a cerut-o și primăria și am zis, eu nu fac concurs. Dacă primăria vrea să ia sala și să o facă funcțională, nu mă opun. Dar nu mai luat-o nimeni. Adică noi n-am mai făcut demersul pentru că colegii mei liberali s-au opus și n-am avut e, majoritatea de două, trei, necesare transferului de patrimoniu. Mm. S-au opus pentru că au zis, Dumnezeu să o lăsăm la primărie. Și am fost de acord. Nu știu ce am mai făcut. O poză am văzut, dar după aia n-am mai văzut nimic, după poză. După poză nimic. Uh, știți ce și nu știu stai? să fie acum a primăriei. Da, știți ce vă scriu aici oamenii de drumuri, că zicea cineva, iar nu văd comentariu, așa, e de apreciat ce ați realizat, e bine, dar se poate și mai bine. Avem nevoie să țineți cont și de detalii. Aveți drumuri județene, noi deja stricate. Duminică, înainte de Măluța, am spart o roată într-o groapă. Eu mi-am spart una pe drumul de la Sigmir. Bine, înainte a... de Măluța, da. Da, drumurile... Hai să rămânem un pic la ce mi-a spus. Așa. Deci avem uh, drumul de la Beclean Braniștea cu Clujul, din păcate un domn prefect din Cluj, de la sine putere, avem un proces, nu știu în ce măsură vom reuși să-l câștigăm, că așa funcționează lucrurile, a deviat tot traficul greu pe un drum județean și l-a făcut praf după ce noi l-am reabilitat. Și într-adevăr... Măluț Braniștea... Ah, exact, nu, și într-adevăr da. zicea omul că da, 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 ne da. Sunt. Zone în care drumul îmbrăcăminte asfaltică s-a deteriorat. Acum a venit primăvara, le vom repara, și în momentul de față lucrăm la un studiu prin care să putem reabilita și moderniza și acel tronson de drum foarte circulat. Îmi mai spune cineva, un coleg de-al meu, că cineva întreabă acolo la dumneavoastră despre master planul de apă și canalizare pe Varea bărgăului, și vreau să-i răspund și acelui cetățean. Contractul lucrări 7, în care este prinsă Bistrița Bărgăului și Josenii Bărgăului, se lucrează deja, are un progres fizic de 15%, cele 6 unde lucrările din Tiha Bărgăului. Contractul s-a semnat la finalul lunii februarie și în momentul de față sunt procedurile de depunere a documentului de angajare a unui manager specializat care poate să conducă un astfel de șantier și foarte repede o să dea ordine în și pentru aceste uh, lucrări. Aș, uh, aș simte să bă drumul de la Micești la Silivașul de Câmpie, praf. Micești, Silivaș Silivașul de, de Câmpie. Câmpie. N-am fost în ultima perioadă pe, pe acel drum. Uh, nu e un drum foarte circulat. Îl asigur că o să mă duc să văd despre ce e vorba acolo. s Mihai Micești Visuia, că dacă face referire la tronsonul ăsta de la, din dg 151 până la ieșire din Visuia. Într-adevăr, e un drum care acum este în lucru. Am obținut finanțare în 2019. Din păcate, procedurile de care vorbeam de achiziție au durat aproape patru ani. Și contestațiile se lucrează atât pe tronsonul becleanu șenchi cât și pe Sân Mihai-Miceș-Visuia, și pe uh, domnești nețeni albești. E un proiect 3 în 1, l-am numit noi, sunt trei drumuri județene într-un singur contract. E, sunt bucuros că se lucrează pe ele. Într-adevăr, drumul, dacă vorbim de zona Micești, sunt Mihai Micești sau Micești Visuia, cred că e cel mai rău tronson de drum județean. Mai sunt și alte drumuri pe care oamenii le reclamă, cum ar fi cel de pe la Țentea Sinicoară, care nu mai este drum județean și noi nu mai putem face investiții pe ele, Dar sunt drumuri de piatră, pentru că legea drumurilor s-a schimbat și ca să fie în categoria de drum județean, Așa. trebuie să fie legătura între două capitale de comune, între două sate reședință de comună. Uh -huh. Nu îndeplinește condițiile... E un drum de piatră, noi îl mai întreținem, dar nu putem obține finanțări pe drumuri care nu mai au categoria acolo de drum județean. Cine? Și primarul, primarul de la Nușeni a fost așa, un înțelegător și a preluat tronsonul de drum, pregătește un uh, proiect, un studiu și o să-l sprijini să-l facă. Domnul primar de la și a refuzat să ia tronsonul de drum și el îi între ele. și atunci se blochează dintr-un dintr-un primar. Uh, voiam să vă. ah. Uh, V-am zis că a fost Robert Sigartă și v-am prins că nu vă uitați la emisiunile de sănătate, dar am la aia cu Robert Sigartă. Nu e mulțumit, domnul Robert Sigartă, că nu avem centură de atâția ani cu administrare se pe să-i dea, Dumnezeu sănătate. Așa. în 2019, cu renumita doamnă Dăncilă, s-a dat drumul la studiu de fezabilitate pentru partea de autostrada Nordului, în care era prinsă și centura. În 2020, guvernul Orban, cu prietenul domnului în cauză, a stopat finanțarea și nu s-a mai făcut nimic. Cred că în 2021 s-a reluat finanțarea și, din păcate, a câștigat licitația o companie care nu și-a făcut treaba și care a tot întârziat, despre care și domnul Grindeanu vorbea Ce la Beclean. a de fezabilitate, exact. care n-a livrat încă... Exact. Ca... Fără studiu de fezabilitate nu poți face nimic. Noi am făcut o asociere cu primăria municipiului Bistrița, primăria Budacu de Jos și primăria Livezile, prin care ne-am oferit disponibilitatea pentru GNAIR să sprijinim logistic derularea acestui proiect și să mergem cu varianta pe care toată lumea a agreat-o mai exact, de la Sărata, Sărata spre Mariu, da. Buda cu de jos, Gelna și Livezile. În momentul de față, așteptăm studiul de fezabilitate ca el să poate fi depus pentru obținerea finanțării. Da, într-adevăr, este o necesitate majoră și o întârziere foarte mare, dar acest domnișor i-aș aduce aminte că colegii lui de partid în Consiliul Local, cu domnul Tuță și cu toți ceilalți pe vremea au blocat finanțarea existentă prin anii 2012 13 a unei centuri. Lume plină... la a fost. Nu așa a fost pline, și referendum. Eu le-am văzut pline, în viața lume asta de plină De povestitori pe așa, da. și de uh, promițători, și, cum vreți dumneavoastră, uh, e important ce spun oamenii, nu politicienii. Uh, Dar. Centura Așa. este prioritate zero pentru PSD, pentru Gabriel Lazani, viitorul primar al municipiului Bistrița și pentru președintele Consiliului Județean. Uh, mai voiam să, să vă întreb, ați fost ieri la inaugurarea de la OK Shopping Center. Nu v-am prea văzut pe acolo pe lângă domnul Simeon, nu v-ați uh, înghesuit. Au fost alții. Trebuie care să mă înghesui sau ce trebuie să. L-am salutat -am. pe domnul Simeon după ce s-a terminat manifestarea, am întâlnit în drum spre vizitarea magazinilor, l-am salutat politicos, îl cunosc de foarte mulți ani, Așa. de când s-a ocupat de un ONG, Acțiunea 2000 și un proiect frumos de reunificare a Basarabiei cu România. Deci îl știu pe domnul Simeon de foarte mulți ani. Așa, bun. Și după aceea a venit, a venit conferința de... Pre... De ce râdeți? Nu președinte. mă aduc aminte de că domnul Florian v-a zis domnul grof acolo, deci a vrut să vă facă da? baron, dar a ieșit domnul grof. Nu, da, frumos are dreptate, În nu sunt baron, sunt grof. Da. Eu Domn... nu sunt grof că n-am uh, uh, arborile genealogic necesar. Brof. Dar apreciez. a că vă ia Consiliul Județean. Uh. Și acum prima dată... Uh, prima e greu, dar... nu știu dacă îl poate duce, că acum e cu schele pe lângă el, tot roată, și nu știu dacă are de unde să-l gheță. Nu știu, dumneavoastră, e, că e prima confruntare directă cu Florian. Cum? E prima confruntare directă cumva într-un tur de... Nu știu. Că am înțeles că uh, și-a dorit mult și uh, când era la PNL să se confrunte cu dumneavoastră la Consiliul Județean. Nu știu. Nu, sunt așa curios de proiectele altor cetățeni ai județului bistrița Năsăud, proiectele uh -huh. politice. Am vrut să văd dacă vi frică, că s-a și vorbit mult de frică aurșe, de și frică, cu Florian frică și doamna de, Dobraniș. mi frică de bunul Dumnezeu și am un respect profund pentru toți oamenii minunați din județul Bistrița Năsăud, pe care îi prețuiesc și iubesc și cărora le sunt profund îndatorat. Deci nu vreți să vorbiți despre ori despre domnul Florian, despre doamna Dobraniș. Să le dea Dumnezeu sănătate, suntem în Sfântul Post al Paștelui, să-l petreacă liniște de și mi -a pace. Mi-a și dat o lacrimă. <laughs> Mi-a și dat o lacrimă, așa da. ceva. Hai să vedem ce comentarii mai avem pe aici. A? Aoleu, fix acum am cere uh, parola. Uh, de, uh, de turism. Păi, nu știu dacă ați văzut, dar uitați, domnul Sigartău a sala la o idee de parc uh, Dracula. Dumneavoastră, ce mai ziceți de turism, domnul președinte? Că de drumuri am vorbit, de toate am vorbit, dar vreau să văd ce îmi ziceți de turism. Mm, cred că pentru a putea face turism, ai nevoie de infrastructură. Ai nevoie de drum de apă, de canal, de energie electrică, de gaze. Am făcut câte ceva din toate lucrurile astea. Suntem într-o fază avansată cu uh, o infrastructură de calitate. Ne-am dorit foarte tare să facem un domeniu schiabil în zona Colibița. Nu am reușit din diferite motive și certuri între proprietarii de terenuri. Primarul de la Prundoru Crișan temerar fiind asumat personal și într-o anumită fază cu scoaterea din circuitul forestier a suprafeței care ar putea deveni. Primarul de la Rodna, Tinu Grapini... Dar acolo voiam să vă spun că acolo e o mișcare interesantă. Primarul deci... de la Rodna, Tinu Grapini, e un om foarte harnic și extrem de căpățenat în sensul ambicios, bun al cuvântului. Deci e ambițios, da, da. Înțeleg că a făcut pași importanți pentru un domeniu schiabil în acea zonă. Mă bucur foarte mult că s-au dezvoltat foarte tare puncte gastronomice locale, că se reabilitează hoteluri și cred că investițiile în turism, în serviciile pentru turism, făcute de către mediul privat, lucruri care s-au întâmplat. După ce noi am făcut infrastructura de drum spre Colibița, sunt niște locuri ideale, minunate, începând cu Panoramic, Rosa House, Galeria și toate celelalte da, care mai sunt pe acolo vom uh, continua să sprijinim, dar eu cred că o instituție publică trebuie să asimbe condiții pentru ca mediul de afaceri să poată să facă investițiile de rigore. Uh, domnul Gabi Lazani, care e foarte drăguț și Așa. foarte atent, uh, eu cred că am spus lucrul ăsta, dar îl mai repet o dată, uh, în primăria municipiului Bistrița sunt foarte mulți oameni de calitate, care au nevoie de un conducător care să știe să-i pună în valoare. Și Gabi Lazani are capacitatea să discernă care e bun profesionist, care își dorește să facă treabă pentru municipalitate, și sunt convins că nu l va ține patru ani evaluarea uh, aparatului de specialitate a primăriei, că ea trebuie făcută în maxim trei luni și în maxim șase luni trebuie reașezate lucrurile care să fie funcționale. Și aș vrea să le transmit și oamenilor din primărie, dar mai ales cetățenilor, că toți buni profesioniști vor fi în echipa specialiștilor. Știți eu și, cu, eu și da. cu Gabi Lazani, în tandem, în echipă, vom căuta soluții, vom veni cu viziuni și specialiștii de la primărie cu specialiștii de la Consiliul Județean, din cele alte instituții ale statului, cu angajații celor șase-șapte companii extraordinare care fac minuni și care deja sunt pregătite să facă magistrale de cale ferate sau autostrăzi, cu toții împreună, fiecare pe segmentul lui, ne vom face treaba ca uh, ceea ce s-a întâmplat în județul Bistrița Năsăud în ultimii ani, în Spitalul Clinic Județean de Urgență, în cultura județeană, în sportul din județul Bistrița Năsăud, să se întâmple că e vremea și la primăria municipiului Bistrița, pentru că municipiul Bistrița este perla coroanei. Și el în momentul de față este sufocat, blocat, cu o, o, cu o administrație care mâncă nervii oamenilor în viața de zi cu zi. Măștii care îi face să se urească. Dacă ați fi văzut astăzi două doamne, am asistat eu la o discuție despre un loc de parcare. Da, la... Pentru că oamenii deci... se grăbesc, nu mai ajung unde trebuie, întârzie. Nu, dar nu găsești. Deci subiectul zilei a devenit în viistrița locul de parcare. Nu mă duc acolo că n-am loc de în parcare. Studiile... Deci ce n-aveam noi locuri de parcare? În studiile Acum sociologice este problema pe care oamenii reclamă cea mai tare. Locurile de parcare și pe urmă circulația. Circulația. Mm. Și Gabi Lazani o să vină cu soluțiile concrete cât de repede, după ce termină discuțiile cu specialiștii și analizează toate propunerile și problemele ridicate de oameni în discuțiile face-to-face, -face, față față, pe care le facem fiecare zi, de la orele 16 la 17, 18, de duminică crește ziua, o să avem cea mai mică noapte și o să aibă timpul necesar ca în cel mai scurt timp să, începe, să înceapă să le așeze, să le structureze, să le analizeze și să vină cu soluțiile la ele. Uh, nu știu dacă ați văzut, dar ieri a declarat în conferința de presă George Simion că l-a sunat Ioan Tur și a să pună un candidat slab, că îl pune el viceprimar după aceea. Explicați-ne și nouă că noi uh, uh, am rămas cam... Nu știu că așa, așa se face, domnule președinte. Nu așa se face. Nu așa se face. Uh, nu știu, n-am văzut nici conferința de presă. Am citit uh, în ziar această știre. Uh, Asta înseamnă să-i desconsider profund pe cetățeni, să-i desconsider profund pe consilieri, că nu primarul sau președintele pun viceprimar sau vicepreședință. Să te comporți cumva ca un nabab pe moșia proprie și să spun, doamna Andron, ea nu mă încurca dumneata pe mine, ca pe eu te fac șefă la districtul Unirea. Nu. Nu așa. Pentru că oamenii vor alege, oamenii vor spune cine va fi primar, cine va avea o majoritate și consilierii, la propunerea primarului sau unui grup de consilieri, vor alege cine vor fi viceprimarii și cred că, cred că a fost o greșeală profundă dacă așa s-au întâmplat lucrurile. Uh, nu știu dacă ați remarcat... Și am constatat, adică, nu știu, din știre, n-am văzut conferința de presă, dar nu cred că doamna Dobraniș Va vrea să fie o marionetă a domnului turc. Adică nu cred că e o candidată care să joace o scenetă pentru povestea asta. Nu știu, nu cunosc pe doamna absolut, absolut deloc. Altceva mai voiam să, să vă întreb. Mi-a mi sărit. Uh... Era o întrebare complicată, atunci. Da. Bunul Dumnezeu, ține cu mine și o voi dispărut de pe. Mi-au dispărut de pe tandem. De pe tandemul da. uh, de, de tandem ăsta de aici, așa. Nu, dar tandemul câștigător este Gabriel Lazan Radu Moldovan, bistrița pe mâini bune. Da, păi tot asta, uite tandemul. Radu moldovan Gabriel Lazan, este da. cea mai fericită alegere pentru, uh, pentru bistrița. Nu mai citesc. Uh, că nu mai sunt comentarii domnul, legate. Domnul de primar domnul. de la Lechința, uite, eu am o echipă de oameni, care le mulțumesc, care îmi spune se lucrează în ritm alert pentru un sunu semihai micești. Cred că în două săptămâni ajungem la turnarea primului strat de asfalt este deja pusă piatra spartă pe intravilanul comunei, până pe intravilanul comunei Simihai, unde acum scoatem betonul. Că dacă ți aminte, dacă ați fost pe acolo, e un drum de beton și dalele de beton trebuie scoase, ca pe urmă să poți să faci tratul de suport, să-l tasezi și să torni asfaltul. Mulțumesc, domnul Romeo! Da, acolo, din partea PNL, a intrat Farcaș. Cum comentați? Doresc mult succes! Da, primarul Comunii Lechința este și va fi domnul Romeo Florian. Da? Da. Bun. Hai să vedem ce... spuneți-mi, vă rog frumos, cum o să vă faceți, nu știu, echipele pentru Consiliul Județean, pentru primăria Bistrița, echipele de consilieri. Pentru Consiliul Local, echipa de consilieri o vă face organizația PSD Bistrița împreună cu candidatul de primar cu domnul Lazani pentru Consiliul Județean, o voi face eu împreună cu conducerea PSD la nivelul județului Bistrița năsăud de echipa de consilieri. O să fie oameni noi, nu știu, în echipa noastră? La municipiu, în proporție foarte mare, pentru că avem trei consilieri acum, Așa. și vor fi foarte mulți noi, și la Consiliul Județean vor fi schimbări, dar în mare parte colegii mei și-au făcut treaba care aveau de făcut, dar și la Consiliul Județean vor fi modificări, dar nu în proporția în care vor fi la, la municipiu. Am finalizat uh, toate uh, candidaturile pentru funcția de, de, primar. Mai, avem, mai aveam Năsăudu, s-au produs câteva modificări. Acolo ați intrat cele... o doamnă? Asta a ales organizația, doamna profesionară, da. doamna profesionară, doamna profesoară Iulia Bidică, uh, care Ionela Bidică, iertați-mă, Iulia e fata, care a fost președinta Consiliului Județean al Tinerilor. Al Tinerilor. Și m-a surprins foarte plăcut cu ceea ce a reușit să facă într un timp destul de scurt acolo, din punct de vedere organizatoric. O echipă foarte frumoasă, a fost Casa de Cultură plină și cred că va face o figură frumoasă. Nu e o bătălie simplă cu domnul primar Vlașin, dar eu sunt încrezător că pot să, să fac o figură, o figură frumoasă. Vor fi cele mai mari schimbări anul ăsta. Noi avem șapte primari în exercițiu care nu mai candidează sau nu vor mai candida de la PSD. Da, uite, a fost o surpriză pentru mine să văd că nu mai candidează Iustian Muntean de la Teaca el, el pe care retras. Iusti Muntean, îl admir foarte mult. Iustin Muntean a luat o decizie foarte înțeleaptă și deșteaptă, arătând tuturor oamenilor că nu se ține de un scaun. El a avut și niște probleme de sănătate care în momentul de față le-a depășit are 3 sau 4, 4, 4 după 16 ani de activitate da. în care a schimbat într-o mare măsură da. fața comunității, oamenii înțelepți nu stau pe un scaun până ea lungă, cineva sau o împinge de pe ei. E o situație și mai delicată, personală și privată, legată de probleme de sănătate, eu de mă bucur că a depășit prima etapă cu bine. Și Administrația uzează foarte mult de un stres permanent, un stres continuu. Lui nu i-au mai fost recomandate aceste lucruri și apreciez că a fost înțelept. și A luat această decizie să retragă în mod civilizat, lăsând lucrurile într-o situație bună pentru altcineva care Acolo vine ce cu altelan. Domnul viceprimar Florin Oltean va candida uh -huh. pentru funcția de primar. S-a retras primarul de la Mihăiești. S-a retras primarul de la Rebra, s-a retras primarul de la Salva. Gheorgheonul? Da? Câte doamne mandate mă avea El Gheorghe Onul? Are, cred, unul, că cred că șase. Cred, da, că, șase. Așa ceva, cred da. că șase. Când am intrat în presă, l-am prins primar și încă sunt presă și tot primar. Și, am și mai sunt de câțiva de primari care poate vor candida din, din partea altui partid. Mm -hmm. Deci va fi, vor fi multe șapte, elemente de Șapte primarii în exercițiu nu vor mai fi candidați pe listele PSD pentru alegerile din 9 iunie 2024. Știți ce voiam să vă întreb atunci când am uitat. mi -am și scris aici dezinformare și manipulare. Sunteți pregătiți de lupta din campania asta cu PNL că s-au specializat în dezinformare și manipulare? Adică eu am văzut tot felul de bărfoteci, amestec, de exemplu, de discreditare, jurnaliști, oameni de afaceri, politici. Se, se creează niște scenarii din astea, așa. Uh, uh, nu știu, cum, cum luptați cu asta? asta sau sunteți pregătiți? De ce au adoptat da. tactica asta plină de dezinformare și manipulare? Cât ești disperat și nu ai ce să le spui oamenilor din ce ai făcut. Nu știu de securisme, de manipulare, dezinformare și de astfel de lucruri. Nu știu dacă ei fac lucrul ăsta, eu n-am dovezi. Dar dumneavoastră să sunteți un om cu mult mai informat decât mine. Noi suntem foarte pregătiți. Și discuția, eu nu cred că și discuția, sunteți. și discuția... Și discuția de zile dezinformare dar, și manipulare nu, și băieții dar, ăștia încă dar mă noi nu ne ocupăm de asta. Noi ne ocupăm de discuții zi de zi în stradă cu oamenii. Și să ne ocupăm încă două luni de lucrul ăsta. Și atunci când dumneavoastră o să vă întâlniți la lamă cu Gabriel Lazani și stați de vorbă cu el și el vă spune că candidează și președintele PSD vă spune că Gabriel Lazani este candidat și că îl susține cu toată echipa, cu toată puterea care o are organizația PSD. Când PSD la nivel național l-a validat candidat. Uite și asta Lazani. că Gabriel Lazani atunci e doctor oamenii... și asta mi se pare o chestie de dezinformare. Adică cum... Deci încă o dată suntem pregătiți să vorbim cu toți oamenii, să ajungem în casa fiecărui om. Și oamenii sunt cu mult mai deștepți decât cât, cred astfel de politicieni care încearcă să-i păcălească cu tot felul de chestii. Deci eu cred că în Bun, anul cred 2024... Că 4, cred și la tiktok anul... și la din astea. Nu dar nu să nu Dar asta e treaba ta. noastră cu lucrurile Păi asta. da, dar se pare că lumea e și pe TikTok și pe rețele sociale dar fără și mai pui o poză dintr-un da, Fără discuție că, că, că da, sigur echipa de campanie va fi prezentă în următoarea perioadă și pe rețelele sociale, eu sunt pe rețelele sociale cu ceea ce facem, informăm pe oameni prin toate mijloacele care le avem, dar nu cred că trebuie să stăm toată ziua pe TikTok, toată ziua să ne fotografiază să ne filmează din toate pozițiile și să nu mai avem timp să ne ocupăm de proiecte. Să treacă, exercițiul financiar să nu le terminăm și să treacă alea și să mergem pe sub pasaj, din pasaj în, cum e zis, mină, în scorbură sau așa, așa mai departe. Și să ne ocupăm mai mult de problemele astea. Și oamenii sunt informați. Oamenii se, se informează. Și n-am niciun fel de emoție din punctul ăsta de vedere pentru că oamenii nu se mai lase păcăliți. Pentru că, încă o dată, își doresc foarte tare, mi-au spus o sute de oameni, îmi scriu, mă întâlnesc cu ei, vorbesc cu oamenii, domnul Moldovan, să nu cumva, să nu aveți candidat de primar, să nu ne oferiți o, fi o alternativă. Păi știți -am că uite, altceva. chiar săptămâna asta circulați bonul ăsta și manipularea asta, altceva. că l-ați retras pe raza, nu mai candidează. Nu am retras pe nimeni și nu o să retragem pe nimeni. Și domnul lazen este pe stradă și oamenii îl găsesc pe stradă. Și la corturi și unde se strâng semnături și nu îl retrage nimeni. Nu există o astfel de variantă. El este validat de către organizație, de către Consiliul Politic Național, așa cum prevede statutul candidatul la președinția Consiliului Județean și la primăria municipiului și ședințe de județ, este hotărât de organizația locală și validat de conducerea națională. Toate procedurile astea s-au depășit. Suntem pregătiți, sunt mii de oameni care au semnat. Oamenii se duc singuri la cort și spune cine e. Vă rog și eu vreau să susțin. Semnează. Sunt mii de oameni care deja Într-o săptămână de când am ieșit am cu listele, de multe semnături, am impresia Dar nu că contează, nu contează. Deci, oamenii toți care vor să susțină, care vor să fie parteneri, să fie parte acestui proiect de schimbare profundă a modului în care se face administrație în municipiul Bistrița, sunt bineveniți și vom sta acolo până când va fi ultima zi în care se pot strânge semnături. Ce le-ați spune, că uite, iarăși o chestie este pe cine veți lăsa în locul lui Gabriel Lazani la la spital? Nu, vorbim, acolo au, nu, uh, vorbim, emoții. nu vorbim de pasărea de pe gard, nu desconsiderăm pe cetățeni și avem tot timpul din lume, ca din iunie și până în octombrie, când va trebui Gabi Lazani să-și preia mandatul, să ne sfătuim eu cu el, cu specialiștii din spital. Cine va fi cel care va conduce interimar spitalul? Pentru că, conform legii, contractul de management al lui Lazani cu președintele Consiliului Județean, conform legii, se va suspenda pe, periodul, pe perioada cât el va ocupa o funcție de demnitate spune publică. Spuneți că va fi. O, ce spunea și Gabriel Lazani? Un interimar. De asta adică spune, asta fi... spune legea. Va pe fi care... un om numit interimar Așa. cu drepturi de pline da. de a conduce spitalul ca și un manager. Plin, în urma unui concurs. Dar legea spune că pentru cei care își asumă o demnitate publică, poziția deținută în prezent să suspendă până la finalul ocupării unei funcții de demnitate publică. Sunt foarte mulți oameni valoroși în echipă. Spitalul clinic județean de urgență Bistrăța este condus de o echipă, una mai mică și una mai largă și una și mai mare aia mică cu colegiul director, cu directorul medical, cu DEAC, cu directorul de îngrijiri, cu directorul economic, cu directorul Mirela Pop, cu directorul de calitate Mihaela Amoruțan, cu directorul administrativ Paul Sechei, cu șefii de secție, cu asistentele șefe, cu moșe, cu infirmiere, cu brancadieri, cu personalul auxiliar. Deci, marea familie a spitalului este cea care face funcționa spitalul unul dintre oamenii ăștia, în urma discuțiilor cu Gabi, pentru că eu îl vreau pe Gabi să-l în continuare partener la spital. Spitalul va câștiga ceva suplimentar. Spitalul are, asta acum, are acum un parteneriat între Consiliul Județean și spital, între președintele Consiliului Județean și manager și mai apărea un pilon de sprijin în plus. Primarul Gabriel Lazani cu primăria, președintele Consiliului Județean Radu Moldovan cu Consiliul Județean și cu managerul și echipa care e funcțională, e acolo, nu fuge nicăieri Sunteți convins așa că trei asta, ca să nu zic treimea asta, va fi cea câștigătoare pentru Bistrița mă refer Dacă pentru bună entitățile Dumnezeu, astea cumva dacă, au funcționat Dumnezeu, separat adică cj era pe steaua lui dacă, bună, pe steaua dacă lui, și primăria dacă, bună, pe steaua bună, ei nu. Și era peste a primăria pe Topogan. Ah, deci, da. Da. Dacă bunul Dumnezeu și cetățenii municipiului Bistrița, pe care îi prevoiețuiesc și îi respect, și nu vreau să vorbesc de pasărea de pe gar, până când cetățenii vor spune, da, PSD, da, domnul Moldovan, da, Radu Moldovan, da, președinte, sau cum vor vrea să spună ei, credem că Gabriel Lazani foarte, va fi un foarte bun primar, îl votează, în următoarea săptămână ne așezăm la masă, ne consultăm cu specialiștii, trebuie să consultăm pe șefii de secții, pe sindicat, pe colegii din Consiliul Director al Spitalului, să vedem cine va fi numit conform legii de președinte, printr-o dispoziție, să fie conducător. Dar dumneavoastră spuneți, așa am înțeles eu din ce ați spus, că din actuala echipă. Deci, din ce este acum la Spitalul Județean, nu va fi din cineva acest... din afara spitalului. Deci cineva care a lucrat alături și știe toate problemele 100%, spitalului. 100%, dar nici nu poți să iei unul pe directorul de la Comelv și să-l duci manager la spitalul județean. Trebuie din interiorul echipei. Uh -huh. Pentru că dacă s-ar organiza un concurs, atunci poate să participe și din exterior cei care îndeplinesc uh -huh. condițiile. Dar aici, fiind o numire interimară, trebuie să fie cineva din interior. Da, ă, știu, apropo de mașina de manipulare și de dezinformare Ce mai zice? Păi ziceau de, uitați de domnul Lazani Că nu o să aibă șanse în fața bistriței că crezut nu că este, că, că, bon. nu, că nu este politician, că nu știe să vorbească frumos la electorat Că nu e omul cuvintelor cumva Că e un tacitur să zicem așa Am mai 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 o întrebare așa. cu un vecin de-a meu Că și eu stau în zona asta, vile cu pomi Așa. E o zonă, tot dreptunghiul între Ulmului, pensiunea Morariu și până la Slătinița, între calea ferată și deal, unde se construiește foarte mult și nu este infrastructură de apă canal. Oamenii au venit cu mine, am avut o discuție cu colegii de la Coabis, care au predat un studiu de fezabilitate care l-a finanțat Acoabisul, primăriei care este eligibilă, l-a depus la Ministerul Dezvoltării pe Angel Salini și eu și domnul primar au vorbit cu conducerea S-a aprobat deja o finanțare de 4 milioane de lei pentru uh, realizarea infrastructurii de apă canal în dreptunghiul de care v-am spus, de al, deci Morariu până la Slătiniță, calea ferată. Și uh, diferența este contribuția de la bugetul Consiliului Local, deci finanțarea de 6 milioane de euro, 4 milioane de guvernul pe Angel salini, 2 milioane primăria, este finanțare, sper că primăria să dea cât mai repede drumul, finanțarea fiind aprobată, la licitațiile respective pentru a se putea realiza. Așa, zice Oana, e, e foarte bine și important să vă întâlniți cu oamenii pe stradă și să le răspundeți la toate nelămuririle. Sunt toată ziua pe stradă și voi fi pe stradă. Dar cred că uite așa veți putea combate, nu știu, acțiunile astea de dezinformare și de manipulare. Și până la urmă nu toată lumea e pe internet. Uitați-vă de exemplu, dar nu știu cum putem să le arătăm și la oameni. Cum va arăta campusul? Nu prea putem, că nu avem noi o tehnică așa de mobilă. Poți focaliza undeva sau nu poți? Sau o scrimiți... A, a, uite, hai că am reușit. Acum, așa ce aveți acolo, domnul președinte? Campusul președinte. universitar, da, haideți să facem cumva poza asta, împreună cu Universitatea de Medicină, Științe și Tehnologie din, din Mureș. Știți că am deschis. Da, A, uitați, acum și așa vede, da. Așa va arăta, stai să punem și cealaltă. Aici e o vedere de sus. Așa va arăta campusul universitar de pe toamnei, unde au fost căminele de ului copilașii fiind duși a. în case de tip familial. Și da. pe lângă Universitatea Tehnică, pe care am dus-o în casă nouă, în clădirea Consiliului Județean, la fostul tribunal, fostul tribunal da, pe, pe lângă babeș Boie da, din Casa clădirea. Tineretului, ei, dacă te-am umblat eu până am adus-o, le mulțumesc la Dumnezeu că astăzi copiau condiții bune. Așa va arăta campusul universitar, unde vor fi și zone de cercetare, parteneriatul cu Universitatea de Medicină, Știință și Tehnologie, George Emil Paladi, din județul Mur Mureș. Corectorul Azamfire e un profesionist de săvârșit. Cu decanul Facultății de Medicină avem o relație foarte bună, care iar în momentul de față este gestionată de managementul spitalului și Gabi Lazan, împreună cu Gabi Deiac și cu toți ceilalți colegi, au un rol foarte important. Sunt deja, cred că, 200 de studenți la trei specializări, asistență de medicină generală, asistent de farmacie și, cred că, tehnică dentară care studiază acolo, fac practic în spital, suntem autorizați cu foarte multe secții din ce în ce mai mulți rezidenți, vin la rezidențiat în Spitalul în Clinic spital Județean de Urgență da, da. și, dragii mei, Gabi Lazani la primărie, bistrița pe mâini bune și vă asigur că este un om serios, pregătit care știe ce are de făcut, are capacitatea necesară, forța și disponibilitatea să facă din bistrița o bijuterie. Pentru ca viața noastră a tuturor să fie una mai bună, să fim mândri că suntem bistrițeni, și toți cei care, în calitate de turiști sau vizitatori, care vor călca pe aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, își dorească să rămână cât mai mult aici și de ce nu să revină sau chiar să se stabilească în minunatul nostru oraș. Domnule președinte, văd că ați făcut încheiere, așa, vă, simțiți... Nu mă grăbesc nicăieri, de, deci, Eu oricum acuma, vă spun l -l că l -l -l... asta a fost ultima dată când noi ne întâlnim într-o vinere aici, când eu nu mai am energie în baterii. Dar da. de ce? De uitați, -vă. vreți, vreți, că uitați pe eu eu nu vreți vă să vă uitați pe programul meu? Pentru că vârstă, eu nu știu, să faceți mai mult sport ca mine. Bun. Vreți să vă uitați pe programul meu? Uitați vă aici. Ăștia sunt toți oamenii care au fost dimineața la mine și pe urmă sunt toate activitățile până la emisiune. Emisiunea e ultima. Așa arată programul meu de astăzi. Aveți multă energie. Păi, cum? Eu... Uite, hai că ne ajută colegul dumneavoastră vedeți cum arată programul meu de astăzi. Așa. Îl, îl duci mai aproape. Reușești? Nu mai merge instalația. Ha? Da. Deci, uh, nu e o laudă, nu ne opus pus nimeni, am asumat uh, responsabilități. Le mulțumesc minunaților oameni din județul Bistrița năsăud care mi-au dat mai mult decât am îndrăznit să visez. Așa, țin. Acum. Sunt onorat de încrederea cu care... Așa, uite. Așa sunt oamenii care au fost de dimineață. în două ore și ceva. La 12 am fost cu mitropolitul la biserica de la Apolo. Da, așa. Nu știu ce am făcut acolo. Mâna de doamnă încurcă bulgarile. O să băga blonda mâna așa, acolo. Așa, aici sunt toate celelalte activități. Și ultima dată o să vedem, stați așa, să vedem înapoi. Da. Uitați aici, Anunci. emisiune uh, Mistrițeanu. Da. Uh, eu se pare că n-am atâta energie, e, energie pentru vinerea asta. Pentru seara. că nu sunteți Până atât de mult facem. între oameni ca mine să vă încărcați cu energie. Am fost dar, astăzi ziceți, în asta? satul meu natal, m-am întâlnit cu foști colegi cu astea pentru că am dus raportul de activitate în satul meu natal, acum nu ce mai putem. Raportul că... de activitate a președintelui Consiliului Județean și a aparatului Consiliului Județean, a Consiliului ah. Județean, nu care conform legii, care, care conform nu? legii, nu, am fost, astăzi am fost în Chintelnic, dar am fost în jumătate județul deja și până la jumătatea la aprilie, cum ajunge ce, cu raportul, în fiecare care e, un pliant, e a... un pliant? mai mare un pic. O, o carte, un fel de ziar? Ce nu, e un pliant un pic mai mare. Așa. Mă mir că nu l-ați văzut. Așa, nu, iartă-mă că te băzi, dar trebuie să mai arăți ceva, că e de prea frumos. Nu, dar are acum domnul președinte. Nu, pe cuvântul fac meu. Pe nu, dacă nu, eu obosită, nu, nu da, pe cuvântul meu, dar uitați-vă cum va arătat psihiatria. Pe cuvântul meu, acum s-a terminat, nu trimis Gabi. Aole, ce fă... Nu, dar pe deci cuvânt. E ultima secție și chiar e nevoie și dacă se da, poate și o avem, de Am obținut, că... pe da, e reabilitare, reabilitare, extindere și modernizare. Finanțare de la guvern, cu bani de la Banca Mondială. Ai pus-o? Da. da să, așa, să dăm mai departe. Așa. Mai departe. Așa. Ne întorcem înapoi. Deci. Secția de psihiatrie. Și, de pe uh, da? Da. Și acum n-am mai alea, dar o să le arătăm la oameni. Și radioterapia, care e în linie dreaptă acum pentru obținerea vizelor. Radioterapia avizilor. de pe, pe Iulia, Iulia. Da. Deci aia, e, chiar, e, chiar, necesar oamenii da. săraci tot merg la cruș și radioterapia deci, de la Deci sistemul de sănătate este funcțional. Da. Sunt specialiști care vor, care vor, duce lucrurile înainte, care vor lucrurile înainte. Cu ajutorul Dumnezeu și a dumneavoastră. Îl luăm pe Gabi Lazani și îl ducem la Bistrița, punem Bistrița pe mâinile bune și cu echipa de specialiști de la primărie și cu echipa de specialiști de la spital și cu cei de la Consiliul Județean și cu cei din mediul privat. Cu pe mâini bune, dar eu când îl văd pe Gabriel, a știți cum are ordine și disciplină. Deci... Da are și calitatea asta, deci... să facă ordine și disciplină. C în, cum era da are în Germania, și suflet. În disciplină. Are și suflet. Are și suflet. Păi da, nu, nu mi-a zis nimic ca de faptul că ziceau ăștia că nu-i politician. Dar e nici lui. nu va fi politician. Dar nu va fi politician. Ca să va fi, va face politica cetățenilor. Dar credeți deci că eu oamenii nu mai fac, eu nu, mai fac, politică de aproximativ 12 ani. Românului îi place să fie decât, mințit de politician și, sedus pic, și, și secund, bă, nu sedus și, nu, cu vorbe place. frumoase. Nu îi place. Nu îi place. I s-a întâmplat și nu îi place. Știu asta din propria experiență din discuțiile cu oamenii. Deci el a intrat în politică pentru că v-am spus că astea sunt procedurile. Dar Gabi Lazani n-a venit la mine să vrea să fie președintele organizației PSD Bistrița. Sau președintele organizației PSD Ghinda. Sau nu știu, să vrea să facă politică, să devină politician. Pentru că îi spuneam, bă, băiatul tati, las că faci tu bine treaba acolo unde ești și lasă politica Băi. pentru politicieni. Sau nu, eu nu girez povestea asta. Deci, sigur că primarul, președintele Consiliului Județean au și o calitate politică. Dar asta o facem atât cât trebuie făcută, cât o fac și eu, atât o va face și el. Nu l-am văzut să fie preocupat de o carieră politică. Și m-am bucurat foarte mult că a asumat o candidatură care nu e chiar așa o chestie foarte simplă pentru a-și pune în slujba cetățenilor a orașului în care s-a născut, a crescut, s-a format și în care trăiește, toată experiența lui acumulată în cei 25 de ani de activitate. Pe care cred că integrală la spitalul Cred că lume nu lumea gestisă. lumea poli, cred că seriozitatea lui că el este și când vine la emisiuni, foarte aplicat, are cifre, îți spune așa și așa, mai, și așa mai departe. Este exact ceea ce are nevoie municipiul Bistrița. Credeți că s-a dus vremea noștri a politicienilor care se duc electoratul prin cuvinte și o O să vedeți fac... în 9 iunie, la finalul votului, diferența între unii care fac administrație și rezolvă problemele omilor și unii care fac bla, bla, bla și explică ei cum vor descoperi mersul pe jos și gaură la covrig. O să vedeți diferențele, că sunt candidați și șă, facem o emisiune de analiză politică amândoi, după 9 iunie, și atunci o să vă spun. Ceea ce nu spun astăzi, că nu vreau să fiu înțeles greșit. Păi am văzut că v-ați abținut astăzi chiar și cu domnul Turg. mă așteptam să fiți mai rău. Dar nu-i treaba mea. Oamenii trebuie să ne judece pe toți. Și cu domnul Sigar v-au fost ele elegant. Pe Florian l-ați băgat în seamă și atât. Deci eu porni foarte nervos Când în mai faceți luptă. o emisiune cu domnii ăștia, să vedeți dacă știu, domnul Sigartă, cu domnul dacă Florea, știu nu pot... satele, să... comunele, pe se meare, ce drumuri trec pe acolo, câte școli sunt, unde e comasată școala, încă mai funcționează, ce probleme oamenii, merge Ziceți, cursa, că îl întreb eu pe laptele. domnul Sigartău și nu știe. Eu, eu o să știți că eu îl întreb când mai vine. L-am și lăsat să pregătească acum, uitați. Da, eu o să, eu l -o, l o să l întreb să, -am nicio să treabă oamenii ăștia cu... ți bar n-au pe unde... -i. Unii în, în vizită. Nu, dar poți să înveți, că nici asta cu 12 ani nu era să... Ba da, eram și eu fost deputată cu 12 ani. Primii 4 ani cred că v-a fost greu. Uh, nu știu, până ați... Uh, atunci era și scandalul nostru legat de spital, v-a scos oamenii în fața Consiliului Județean. Da, am făcut ați un... făcut foarte bine. Da, aș și toți, mai oamenii, o dată. toți oamenii care mă critică fac foarte bine. Toți oamenii care înscriu și spun că sunt nemulțumiți de aia, de aia, de aia, și fac foarte bine. Toți oamenii care transmit mesaje la emisiune fac foarte bine. Sunt unii oameni care nu au limita normalului și în jură și jignesc și mai departe, ăia nu-i bag în seamă. Dar restul, absolut toți oamenii care mă critică, argumentat și civilizat, de fiecare comentariu țin cont, de fiecare sfat țin cont. Da? Da. Bine, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Vă, vă mulțumesc, dragi. Nu uitați. Nu, că nu mai... Nu uitați. Nu, că de acum îl pun vă pe domnul președinte să nu uitați. Vă lăs Când în mergeți acasă <laughs> Așa. și vă întâlniți cu familia dumneavoastră Așa. sau mâine cu vecinii sau la cafea, Așa. să le spuneți de calitățile omului care poate fi cel mai bun primar din istoria bistriței, Gabriel Lazani. Și că Bistrița are nevoie ca cetățenii ăștia minunați a ei să o dea pe mâinile bune al lui Gabriel Lazani. Vă doresc o seară minunată. Eu ce eu, eu vă doresc, dumneavoastră, vă nu știu, să vă, țineți, da, să vă țineți și să, să îl susțineți pe Gabriel uh, Lazani în fața până lui, la cap. Eu da. Nu numai, nu eu numai până 9 nu iunie, politică. mai ales după 9 iunie. Da. Eu vreau să nu fac politică, recunosc că eu am o supărare față de PNR pentru că nu mi s-a. uitați nici cu dumneavoastră, nu mi s-a întâmplat niciodată, deși am scris. De atâtea ori, dar nu uite, numai de, ruc, și alții. de primarul Crețu, deci noi am fost cei care am scris de pârghe, nu știu, de toate nebunile alea pe care le făcuse el și nu eram noi de acord, de blocurile colorate, de veverițe, dar de ce, doamne, iartă n-am scris. totuși niciodată nu și-a primit să nu-mi răspundă la telefon și dumneavoastră, oricâte, uh, nu știu, câte. Uh, Certul ar fi fost între noi, niciodată n-ați făcut să nu-mi răspundeți la telefon, să nu veniți la o, in, la o invitație în emisiune. Nu este normal ca primarul bistriței de patru ani aproape să refuze să vină Dona în Andron. acest Andron, studio. În momentul când am asumat candidatura pentru o funcție de demnitate publică, suntem obligați. Să fim prezenți la toate emisiunile să răspundem la toate întrebările. Asta vă rog frumos să le spuneți celor din partidul dumneavoastră păi, care sper la demnități publice. Nu au dreptul să nu răspundă unui ziarist. Păi vă rog să-mi semnalați nu a vă răspunde legeri... la telefon. După... A, nu, cu... La domnul Teo Hangan, între timp, trebuie să-i răspund. Am fost sâmbătă pe bărgău, cât de repede ajungem, dar dacă nu, vă rog să-mi scrieți un mesaj în privat pe pagina de Facebook al lui Emil Rado Moldovan vă răspund la problema. A... Păi dumneavoastră nu am probleme și și cu PNL să ne înțelegem. Cu marea majoritate nu am câți ori mai fi rămas ei prin, prin PNL. Dar sunt câțiva uh, de care au uitat că noi jurnaliștii suntem reprezentanții cetățenilor și că după alegeri noi rămânem să le punem întrebări și să vedem dacă și-au făcut temele. Dragii mei, vă mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit în această seară. Ne vedem și săptămâna viitoare tot aici la Bistrița, nu în studio. Mulțumesc mult, o seară frumoasă și weekend frumos. Să Se rămână seară frumoasă.